Vlad Ghețu este unul dintre cei mai titrați sportivi din Noul Val de la secția tier a clubului Steaua și o mare speranță a României. Acesta a început să tragă talere schite la o vârstă fragedă, iar pe când avea doar 16 ani, a egalat recordul național cu punctaj de 123 de talere doborâte din 125 posibile. Vlad speră să ajungă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar pe primul plan pentru el este școala. A obținut media 9,40 la bacalaureat, iar acum este în anul 2 la ASEA la Relații Economice Internaționale. Ce pasiune are acesta și care sunt șansele de a ajunge la Tokyo anul viitor, puteți urmări într-un interviu realizat de Steaua TV. Vlad, de ce ai fost atras de tir? M-a adus tata în poligon, așa am început, m-a adus în poligon și am văzut că toată lumea trage. Un sport complex, adică văzusem la televizor numai fotbal, numai tenis de câmp și când am văzut în realitate toată lumea era atunci cu Counter-Strike și am văzut trăgeau cu arme adevărate. Și așa am început ușor ușor, m-a atras din prima, de când am călcat în poligon. De ce talere? Probabil dacă mă ducea la pistol viteză, trăgeam la pistol viteză, dacă mă ducea la pușca aer comprimat, trăgeam pușca aer comprimat, așa m-a dus la talere schit și am început cu schitul. E un sport al minții, nu neapărat trebuie să ai mușchi, trebuie să gândești foarte mult, este un sport al psihologiei. La 11 ani ai reușit să obții titlul național la juniori 2. Atunci am și intrat în anul acela în finală cu seniorii, prima dată, în finala de campionat național, cu un rezultat bunicel, 110 din 125 de talere și o mândrie pentru mine la vârsta aia, na, mai ales munceam, concentram, micuț și m-am mândrit, a fost foarte, foarte bucuros. Câte antrenamente faci pe săptămână? Cum te pregătești? În jur de 3-4, depinde de planul meu de pregătire. Ce pasiune ai? Pianul. Cânt la pian de vreo 10 ani de zile. În primii 2 ani am luat locul 1 pe țară și în al treilea an locul 2. Cu toate astea, te-ai înscris la ASE și nu la conservator. Am și o gândire așa mai economică, mai matematică și am ales aici, mai ales că este o facultate foarte bună și sunt și în limba engleză, Relații Economice Internaționale în limba engleză. Cum te împaci și cu sportul și cu facultatea? Pentru mine, în primul rând, e facultatea. Mereu a fost așa, școala pe primul plan, apoi sportul, dacă am timp și toate cele. Ce șanse sunt să te vedem la Jocurile Olimpice de la Tokyo? Nimeni nu poate să-mi garanteze, gata, mă calific sau nu mă calific, nimeni nu poate să spună acest lucru. Șanse sunt, mă pregătesc din greu, fac tot ce pot. O să vedem la anul, când vor fi campionatele europene, se vor da două locuri cotă și să sperăm că voi intra în finală și voi prinde un loc cotă. Practic, ce punctaj ar trebui să obții la campionatele europene ca să prinzi Jocurile Olimpice? În jur de 122, rezultat pe care l-am și făcut acum 4 zile la Baia Mare, la etapa a patra de campionat național. E un punctaj bun. Ai vreun sportiv de la care te inspiri sau de la care te inspirai când erai mic? De când am fost mic, mi-a plăcut foarte mult de domnul Toman de la început. Și m-am atașat așa de dumnealui, de tehnică, îmi plăcea foarte mult. Domnul Ciorba Atila, alt fost sportiv, actual antrenor, domnul Matei Marin, actual sportiv și antrenor, antrenorul meu. Sunt mai multe modele așa de la care mă inspir. Ce crezi că mai trebuie să perfecționez? Tot, absolut tot, din punct de vedere fizic, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere psihic. Totul trebuie perfecționat. Cât de mult ai învățat de la domnul Marin, de când este antrenorul tău? Foarte multe am învățat, am început pregătirea de la începutul anului și ne-am atașat așa unul de celălalt, ne potrivim. Avem chimia aia, că până la urmă între antrenor și sportiv trebuie să existe chimia, să ai încredere și tu ca sportiv în antrenor, dar și invers. Și uitați că rezultatele au început să apară. Vlad se pregătește alături de Matei Marin, pe care îl are și ca adversar în competițiile interne. Sportivul care a marcat cariera este însă Ioan Toman, unul dintre cei mai galonați români trăgători de talere. Este unul dintre sportivii mari ai României și am zis că la următoarea etapă, dacă mă mai bate,
la competiție, îl leg de, îl batem noi separat. Dumneavoastră nu ați renunțat la... Eu nu am renunțat încă, nu, pentru că e pasiunea vieții și trag în continuare. Ce ar trebui să mai îmbunătățească Vlad? Felul cum muncește, adică sunt momente în care lucrează foarte mult și asta s-ar putea să-l obosească psihic. Și încerc să remediez treaba asta. Multiplu campion național și campion mondial în 1995, Matei Marin le-a arătat câteva dintre secretele armelor și colegilor de la Steaua TV.